Am început acest proiect din pasiune. Am descoperit feng shui odată cu construcția casei, ca foarte multă lume. Mi-am dorit să învăț, pentru mine în primul rând, și nu doar atât, să pot să dau mai departe prietenilor, cunoscuților, celor din jurul meu. Eu, având un background de marketing de peste 17 ani, a fost un challenge pentru mine să fac din această informație ceva ce poate fi materializat. Și m-am gândit eu cum să încep. Mi-am propus să fac un blog. Să aștept pe hârtie ceea ce știam, dar nu numai ca informație, pentru că asta se găsește peste tot, ci prin contextul a ceea ce am simțit, ceea ce am trăit și ceea ce cred că este foarte important ca ceilalți să înțeleagă. Așa am ajuns să scriu. Am scris, cred că vreo șase luni, până când mi s-a părut blogul suficient de bine documentat, suficient de bogat în informații. Și am hotărât să-i dau drumul. Să-l fac live. Toate bune și frumoase, l-am promovat puțin pe Facebook, am uh, scris în continuare, am promovat postările, aveam o mulțime de impresii și o mulțime de reacții, de comentarii, de întrebări care începeau să-mi vină. Însă nu se materializa în niciun fel. Eu mi imaginasem cumva că cei care vor ajunge acolo mă vor suna, mă vor chema și vom începe să lucrăm direct împreună. E, lucrul ăsta se pare că nu s-a întâmplat. Evident, au fost câțiva clienți interesați, însă timpul de a le răspunde fiecărora și timpul în care de a da explicații unul câte unul până când ei să se lămurească de fapt ce vor, îmi lua foarte, foarte mult timp. Tot uitându-mă și gândindu-mă ce să fac cu blogul, pentru că mi-am dat seama că nu este eficient, iar timpul pentru mine era destul de limitat, am văzut într-o zi pe Facebook un post, un ad a Lozanei. Mi s-a părut foarte interesant modul foarte direct în care a pus problema pentru că m-a atins exact pe ce aveam eu nevoie. M-am hotărât să mă duc la un eveniment să văd despre ce e vorba. Evenimentul fiind gratuit a fost doar o investiție de timp pentru mine. M-am dus la eveniment și trebuie să spun că mi-a plăcut ce am văzut. Deși pot să spun că informațiile nu erau noi eu lucrând în marketing și vânzări de atâta timp, și făcând promovare, și făcând reclame, și făcând dezvoltare de strategie de comunicare, lucrurile nu erau noi. Însă, mi-am dat seama de un lucru. În momentul în care faci pentru tine și încerci să pui o idee de-a ta personală în care ești foarte mult implicat emoțional, este cu totul altceva. Și atunci mi-am dat seama cât este de important că cineva din exterior vine și îți așează gândurile. Și îți așează acțiunile într-o ordine foarte simplă, logică și firească. Așa am ajuns să îmi placă ce văd acolo, să îmi placă ce are de spus Ozana, dincolo de faptul că și ea mi s-a părut o persoană foarte plăcută și cu care am găsit foarte multe lucruri în comun. Și am decis pe loc să merg mai departe. Am dat avansul pentru evenimentul pe care i promova, pentru bootcamp, pe care i promova la evenimentul respectiv. Însă, ce să vezi? Nu am dus. Cumva, în interiorul meu, am avut, pot să-i spun, un, o străfulgerare de orgoliu. Am zis, ia stai că încerc eu să fac. Am înțeles ce, ce a spus Ozan aici, am înțeles despre ce e vorba, cum spuneam, nu era străin pentru mine ceea ce auzeam, gata, fac eu singură. Am încercat să pun în practică, mi-am notat tot ce a spus Ozana, pentru că, din fericire pentru mine și sunt convinsă că ea face lucrul ăsta ca parte din sales funnel și nu doar atât, ci partea faptului că ea vrea să ofere informațiile astea, i-am oferit foarte mult, atât la eveniment cât și înainte. Au fost materiale downloadabile, au fost materiale pe care le am și acum și mă uit peste ele, plus informația de la eveniment, m-am decis, gata, pot eu să fac lucrul ăsta. Și mi-am mai luat o perioadă de câteva luni în care am încercat să pun în practică singură. Am compus un sales funnel, l-am creat de la început la sfârșit, m-am izbit cu capul de pereți să rezolv atât probleme tehnice, cât și de copywriting, cât și de așezat în pagină. Foarte, foarte multe detalii la care nu m-aș fi gândit niciodată. I-am dat drumul, dar n-a funcționat. Și atunci a fost momentul în care am luat din nou legătura cu Ozana. Am mai fost la un eveniment al ei, unul cumva intermediar, și mi-am dat seama că sunt în sales funnel Ozanei, iar sales funnel funcționează dacă știi să-l faci. Asta a fost momentul în care m-am hotărât, gata, merg cu ea și aplic rețeta. Pentru că altfel pierd timp, pierd energie, poți să pierzi și bani, știind ce trebuie să faci, dar neștiind cum trebuie să faci acele lucruri. Foarte puțin mi-a luat să urmez, de fapt, impulsul pe care am avut prima dată și să mă duc la bootcamp. Am fost la SOS, la un bootcamp de două zile, în care pot să spun că, dincolo de faptul că mi-am structurat bine informația, că mi-am corectat greșelile, că am avut un model pe care să-l urmez, au fost două zile foarte bine investite pentru că m-am focusat pe ce aveam de făcut și n-am mai amânat diverse lucruri și diverse detalii. Am plecat de acolo cu sales funnel făcut în foarte mare proporție, urma doar să-l transcriu, mi-am dat seama ce greșeli făcusem și aveam o rețetă. După bootcamp eram mult mai sigură, mult mai încrezătoare și mult mai eficientă, știam ce am de făcut și cum trebuie să fac lucrurile. Însă detaliile sunt foarte multe pe parcurs, am pus în aplicare, am văzut rezultate foarte bine, bune pe prima jumătate a sales funnel-ului. Adică foarte multă lume venea către mine, lista se mărise foarte mult, aveam deja mii de înscriși pe listă, care se bucurau de partea de produs gratuit pe care le oferam. însă conversia la un moment dat se pierdea pe parcurs. Era un moment în sales funnel în care lucrurile nu mai funcționau, în care tot flow-ul se rupea. Am făcut o ședință de follow-up cu Ozana, cea care face parte din, din bootcamp, și mi-am dat seama că ea, citind fluxuri fl 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 și paginile pe care eu le-am conceput pentru bootcamp, mi-am dat seama că la un moment dat s-a pierdut complet. N-am mai înțeles. Și acolo se rupea într-adevăr funnel-ul. Iar o schimbare mare pe care am făcut-o a fost aceea de a schimba puțin unghiul din care puneam problema. Pentru că eu am început foarte light, fiind o pasiune pentru mine ceea ce făceam și neapărat un scop de business. Vorbeam foarte mult despre feng shui, vorbeam foarte mult despre teorie, vorbeam foarte mult despre cât este de minunat, însă cel care urmărea se pierdea. De ce? Pentru că eu nu urmăream scopul lui pentru care era aici. Era doar o poveste frumoasă pentru mine. M-am întors la rețetă și mi-am adus aminte că pe prima pagină din materialul de la Bootcamp era vorba despre client. Era călătoria clientului și nu călătoria mea. Focusul era el și nevoile lui și nu povestea pe care vreau eu să o aștern acolo și bineînțeles faptul că sunt foarte pasionată de ceea ce spuneam. Am refăcut și am schimbat două lucruri esențiale. Am pus problema din perspectiva lui, adică am urmat rețeta și am fost mult mai transparentă în intenția mea finală de a vinde. Mi-am depășit cumva această temere, pentru că deși eu am fost întotdeauna foarte focusată pe a vinde și pe rezultate, în momentul în care vorbeam despre mine, despre pasiunea mea, mi se părea cu totul deplasat faptul de a vinde. Și astfel, ce problema avea fanul meu? Ori nu vindeam nimic, puneam foarte multă poveste și atunci nu mai puteam eu să duc călătoria mai departe, călătoria clientului, ori vindeam direct și atunci nu mai exista nicio călătorie pentru acel client. În momentul în care am reușit să le armonizez pe cele două, și să-mi depășesc temerile mele, de fapt, atunci fanul a început să funcționeze, iar acei clienți care intrau foarte entuziasmați au început să meargă mai departe, până să ajungă la mine să lucrăm împreună. Când am văzut că lucrurile încep să meargă, satisfacția a fost enormă. Trebuie să recunosc că satisfacția la nivel personal de a face lucrurile pentru tine și de a vinde tu personal acea mică bucățică către acel prim client a fost enormă pentru mine. Și atunci am ridicat ștacheta. Uh, discutând cu Ozana și văzând uh, ce ea, și în momentul în care am văzut ce ea, ea are de oferit mai departe, mi s-a părut o idee foarte interesantă să eficientizăm acest sales funnel. Adică să nu mai vindem la câte o persoană, ci să vindem la mai mulți. M-am decis rapid să merg la Tenex, pentru că știam deja că rețeta funcționează și m-am gândit, ok, este un nou pas. Pe de altă parte, mi-imagineam că va fi foarte simplu, pentru că oricum ținusem foarte multe prezentări la viața mea, începând de la bordul de directori până la colegii mei din companie. Și am zis că va fi o joacă de copil să mă duc două zile doar să-mi structurez un model de prezentare, să văd ce am de făcut mai departe. Ei bine, a fost uh, un impact major pentru mine, pentru că este o diferență enormă între a prezenta și a vinde în fața publicului. Între a avea a, doar plăcerea de a povesti sau de a spune niște lucruri și de a avea challenge-ul de a materializa acele lucruri în fața unei sări. Iar frica a venit din acel moment. Ok, fac oferta pe scenă în fața oamenilor, încerc să vând și dacă nimeni nu se mișcă, ce fac? Acel moment este a fost pentru mine cumva gândul acelui moment mi-a produs a, un pic de frică. Trebuie să recunosc. Însă, cu o zana lângă noi și cu repetiții, am trecut peste el. Mi-am făcut prima mea prezentare cu transpirații, cu emoții, cu nod în stomac. Nu mă recunoșteam, parcă nu eram eu, însă am vândut. Și nu unui client, ci a mai multor clienți. În interval de o oră și jumătate, atât cât a durat prezentarea, exact respectând rețeta. De data asta am știut, am respectat rețeta. N-am mai făcut așa cum mă ducea pe mine impulsul. După primul eveniment, după ce m-am răcorit și mi-a trecut euforia succesului, mi-am dorit să fac un pas mai departe. Și un lucru care mi s-a părut evident și foarte, foarte bun a fost că am reușit să combin sales funnel-ul cu vânzarea de pe scenă. Am reușit să combin ideea de vânzare online, de pregătire a publicului și de pregătire a viitorului meu client, să-i spun, înainte de eveniment, dar și după. Și atunci, în sfârșit, lucrurile au început să arate bine. Au început să fie eficiente, pentru că dincolo de evenimentul în sine și de vânzarea la eveniment, oamenii veneau deja pregătiți, oamenii știau deja ce va urma. Nu aveam acea rezistență în a, deci m-ai chemat aici să vinzi ceva. Nu, ei știau despre ce e vorba. Eu știam din Săzfană să le dau valoare și pe parcurs evenimentului, dar și să-i aduc către mine pentru a lucra cu ei în continuare chiar și cei care au venit la eveniment și au decis să nu cumpere sau să nu meargă mai departe, tot cu sales funnel am făcut un proces de vânzare după eveniment pentru un produs mai mic, pentru un produs mai ieftin și astfel s-a închegat cumva un concept să spun și toată direcția asta în care mergeam cu evenimente și cu sales funnel în paralel uh, trebuie să spun că eficiența este foarte mare pentru că sales funnel-ul odată, odată pus la punct merge pe pilot automat, cum îmi place mie să spun și cum îi place și Ozane să spună, iar evenimentul pregătit îmi ia foarte puțin timp. Practic fac aceste lucruri în timpul liber, iar veniturile pe care le am de pe urma lor sunt, uh, pot să spun undeva în jur de 30.000 de euro pe an, însă sunt niște venituri constante, niște venituri previzibile. Ce fac acum este un hobby în continuare pentru mine, este o pasiune, este ceva ceea ce fac în timpul liber. Însă, libertatea pe care mi-o dă ideea că în orice moment eu pot apăsa pedala și pot face un business mare din ceea ce fac până acum este o senzație de împlinire și o senzație de realizare foarte importantă pentru mine. Un lucru care m-a ajutat foarte mult pe tot parcursul acestui proiect, să-i spun, este faptul că am putut să țin legătura permanent cu Zana. Iar are un grup, o comunitate în care cei participanți la evenimentele ei și la bootcamp-uri uh, pot face parte, unde putem lua legătura atât cu ea, cât și cu ceilalți. Și astfel avem feedback. Am avut feedback pe ceea ce făceam, am avut uh, opinii, am avut sfaturi, am evitat foarte multe greșeli în felul ăsta, pentru că oamenii și-au spus părerea. Ceilalți participanți care știau și ei despre ce e vorba. E bine, nu e bine, are, nu are sens ce fac eu acolo. Iar asta m-a ajutat pe tot parcursul. Dector, am o problemă, dector, mă izbesc de câte ceva, postez, iau legătura cu Ozana și primim, primesc sfaturile ei. Eu urmăresc și acum pe Ozana, particip la evenimentele ei, chiar dacă sunt unele la care am mai fost. Uneori chiar să fur informații. Am fost la unele dintre prezentările ei să mai văd cum mai vinde, cum se prezintă care mai este flow de prezentare. Pot să spun chiar că am copiat parte dintre, din, din lui ei. Nu copiat cuvânt cu cuvânt, ci copiat structura. Pentru că iar are un mod foarte simplu de a pune problema și de a, un mod foarte logic de a duce o poveste de la un capăt până la celălalt. Ceea ce mie îmi place. Așa că, da, o urmăresc, mă duc la evenimentele ei și de câte ori apare oportunitatea unui bootcamp nou sau unui subiect nou, care să mă ajute să duc mai departe ideea și pasiunea mea, nu ezit să particip. Prietenilor și cunoștințelor mele care, pe care i-am auzit plângându-se că uite, am o idee și aș vrea să fac asta și aș vrea să fac cealaltă, dar nu știu sau nu merge sau nu se poate sau nu e piața ok, nu e un moment bun și așa mai departe, le-am recomandat cu căldură. Du-te la Ozana, vezi ce are de zis și discutăm după aia. Diferența pentru mine este foarte mare pentru că de unde aveam o grămadă de idei și nimic nu se întâmpla, iar acum am reușit să mi le pun în ordine și chiar să se întâmple, să le materializez. Ideile astea îmi dă foarte multă siguranță. Eu pot în orice moment să apăs pedala și să fac această pasiune o afacere. Pot să o cresc, pot să o măresc, este deja pusă pe pilot automat, iar satisfacția pe care o am la nivel personal este foarte mare. Mesajul pe care aș vrea să-l transmit și ideea pe care am prins-o eu din toată această experiență. Este că oricât ai crede că ești de bun sau oricât ai fi de bun în ceea ce faci, întotdeauna există ceva de învățat. Iar în momentul în care înveți ceva nou și ești la început, pe un drum nou, respectă rețeta. După ce ajungi bun, expert în lucru respectiv, poți să inovezi. Dar până atunci, respectă rețeta pentru că este cel mai scurt drum către reușită. Iar un mentor care să fie alături de tine este absolut indispensabil.